Salutare, dragilor! Bine v-am regăsit la o nouă discuție, podcast, cum vreți să-i spuneți. Am o mașină de returnat și mă gândeam că ar fi timp de vorbă. Este o mașină premium, care despre care îmi place mie să cred că e foarte bine antifonat, așa că nu am microfon, e pe repede înainte așa treaba un pic, deci am fix la gură telefonul, ar trebui să se audă destul de ok. Am observat însă o chestie, apropo de remarcile voastre cu sunetul. Mie mi se pare că telefoanele noi, în special Samsung, toate seriile astea moderne au un efect așa ca de cameră, ca și cum ai vorbi într-o cameră de beton, fără mobilă înăuntru, un soi de ecou care nu deranjează, dar e un sunet așa care are un iz artificial și am observat la toată lumea care filmează mașini sau în general care filmează cu telefonul și postează pe mediul online. Da, mașina în care mă aflu este un Mercedes GLB 250 4MATIC, adică este un SUV care dezvoltă 224 de cai, 350 de Nm, are o cutie 8 DCT, dublu ambreiaj umed, multidisc, care este fabricată la Sebeș, în județul Alba, acolo unde se fabrică oricum cutii de viteză de mai multe tipuri de la Mercedes. S-a făcut 7 G-Tronic, 7 G-Tronic Plus, se face acum 9 G-Tronic, se fabrică 7 DCT și 8 DCT, adică 8G DCT, cum sunt ele numite, pentru că Star Transmission, care este entitatea ce se ocupă de cutii de viteze, a dezvoltat de prin 2001, cam așa, a întreprins asta și a ajuns deja la maturitate, produc cutii pentru toată lumea. Mașina asta este făcută în Mexic, la Aguascalientes, și se mai face în China pentru piața domestică locală. Însă e clar că e gândită în stil european. Mie îmi place foarte mult mașina pentru că e foarte spațioasă la cât de mare e. Nu sunt fan SUV-uri, oricum o să vedeți în prezentare sau ați văzut deja probabil că a fost postată filmarea. Mașina e pe parte de practică, numai că are și materiale bune. Adică are un volan mișto, cu piele bună, infotainmentul ăsta e pe gustul meu. Este foarte complex, numai că îl poți face să fie simplu. În sensul în care, de exemplu, acum, dacă vreau să văd niște informații suplimentare, pac, dau din deget în stânga, uite, pot să schimb, să pun pe ceas. O să vezi consumuri, un înclinometru din ăsta de off-road, poți să ai la loc vitezometru, deci ai multe reglaje care sunt la propriu la degetul mic. Mă rog, degetul mare de la mână, ăla ar fi. Da, e un deget mic. La fel se întâmplă și cu ecranul central. Dacă vrei să faci anumite setări, la mâna dreaptă. Intri frumos, ai și un touchpad în zona mâinii drepte, pe mijloc, cu care poți să scrii simboluri de mână, poți să bagi o adresă cu degetul și poți să faci scroll prin meniuri fără să trebuiască să-ți iei ochii de la drum. Ai și taste fizice, climatizare are taste fizice, de asemenea mai este un aspect important, mașina poate fi controlată vocal pe parte de meniuri, poți să-i ceri absolut orice ține de meniu, poți de exemplu să-i ceri să-ți pornească încălzirea, de exemplu, hey Mercedes. Doar să fie activată. Hey Mercedes. Da, cred că... A, nu, am dezactivat eu controlul vocal, dar nu-i nimic. Am aici tastă pentru asta. Turn on heated seats. Seat heating is switched on. Și a dat drumul la încălzirea în scaune pe nivelul 3. Poți să le și oprești, poți să setezi climatizare, adrese, multe alte chestii. Adică mașina are și meniu în limba română, numai că eu prefer să o țin pe o limbă de circulație internațională, respectiv spaniolă sau engleză, că asta știu eu să vorbesc mai binișor. Și treaba asta ne arată că e o mașină ușor de folosit. Și e o mașină premium, evident asta înseamnă că are un preț pe măsură. Mașina asta în care mă aflu eu costă 60.200 de euro, pentru că baza tehnică e 51.000, adică descrierea asta A250 4MATIC, peste care se adaugă opționale de vreo 12.000 de euro cu tot cu TVA, cum ar fi pachet AMG, scaune sport cu reglaje, estetică, faruri pe LED,
climatizare pe trei zone, navi-urile astea mari, care apropo sunt făcute și ele în România, MBUX, Mercedes-Benz User Experience, este un sistem infotainment conceput atât hardware cât și software integral în România pentru toată piața globală. Mi se pare un sistem foarte bun. Acum, hai să zic un pic și de consumuri. Asta este o mașină care e puternică. Deci la modul real are reprize mai bune decât avea un Golf 5 GTI, ca să comparăm așa cu mașini de pe vremuri. Și asta înseamnă că scoate suta sub 7, cred că 6.7 sau 6.9 are aproximativ, și se duce bine la drum, pentru că are 8 trepte, sunt mai scurte decât erau înainte, au făcut o șmecherie interesantă, au scurtat treptele și au lungit diferențialul. Și practic cutia e tot timpul în ține motorul în plaja aia care trebuie, și pentru că e un 2.0 turbo, are o rezervă consistentă de cuplu, acest motor are până la 306 cai și 400 de Nm, dar asta se întâmplă la modelul GLB35 AMG, care este altfel setat. Dar oricum, motorul ăsta are o plajă largă de puteri, pentru că e și în cilindre de 1.5 și de 2.0, iar consumul e corespunzător unei mașini de 1670 kg tracțiune integrală, SUV, care evident nu e cea mai aerodinamică mașină, adică oricât ar avea acel CD, indexul ăla de frecare, de rezistență, e clar că întotdeauna un SUV va fi mai greu de făcut aerodinamic decât un sedan sau o mașină mai mică. În oraș, consumul este între 8 și 12, din ce am experimentat eu la modul real, însă poți să vezi și cifre mai mari. Adică, de exemplu, acum am pornit mașina, motorul rece, 17% mi-arată, pentru că încă nu e în temperatura de funcționare. Dar scade, nu e un consum care să rămână. Însă e clar că dacă prinzi un Ștefan cel Mare din ăla, cum e el în forță, poți să vezi și cifre de 14%. În afară, dacă mergi liniștit, o să vezi undeva în jur de 6. Dar e destul de greu să scoți 6, pentru că la puterea ei, adică nu, mai ales că nefiind gălăgioasă, e foarte bine antifonată, mi se pare că e greu să menții o viteză din asta de 60-70 mers constant. O să mergi cu 90-100, nu simți această viteză, deci implicit ai o viteză medie mai mare și consumul se duce în jurul cifrelor de 6-5-7-5 în intervalul ăsta, pe un DN, unde se cam merge cu o medie între 78 și 110 în funcție de zonă. Pe autostradă, dacă îi dai mai hotărât, o să vezi cifre concrete care se duc între 8 și 10%. Dacă îi dai forță mondială, pedală, capăt, e clar că o să vezi cifre și de 10-12. Dar, repet, pentru un SUV mi se pare un consum cât se poate de decent și o motorizare potentă. Există și 116 cai diesel de 2 litri și există și benzină de 1.33 TCE, adică M282, care are 136 de cai în cea mai slabă variantă, cu 7 DCT. Clar că alea scot consumuri mai bune, dar nu au dinamica ăstuia. Și acum, cam asta ar fi senzația mea despre mașină, foarte puține critici am la adresa ei. Una din ele este legată de această manetă. De exemplu, dacă acum ai vrea să faci o stângă și ești mai hotărât așa, faci așa, pac, și ai pornit din greșeală și ștergătoarele. Și am dat și flash lui domnul din față fără să vreau, sper că nu s-a supărat. Deci, involuntar, rotești de această manetă și pornești ștergătoarele, pentru că știm cu toții Mercedes-urile au pe partea dreaptă schimbătorul de viteze. Și pe maneta stângă comasează partea de semnalizare și alternarea fazelor, plus ștergătoarele, inclusiv cel de spate este aici. Și nu are, de exemplu, pe volan posibilitatea să schimbi postul de radio sau să dai următoarea sau precedenta melodie. Nu are taste, însă ai o tastă pe controllerul central unde am eu mâna asta, de dau din degete pe aici, faci frumos schimbarea, n-ai niciun fel de problemă. Pe urmă, ar mai fi câteva chestiuni de auto-hold, de exemplu. Eu acum am sistemul start-stop activat, dar ca să se activeze auto-hold-ul trebuie să apăs frâna extrem de puternic, adică ca la accident, și apare mesajul hold în bord. Mi-aș plăcut să fie un pic mai ușor de apăsat, adică, de exemplu, dacă ai o durere la picior sau niște pantofi cu toc, de exemplu, în cazul femeilor care sunt puțin strâmți la vârf, s-ar putea să te jeneze să tot faci această manevră. Și alte mici nimicuri, cum că în standard nu vine cu pilot automat adaptiv, dar la oricum poate fi activat din store-ul ăla al mașinii. Cam atâta, dar hai să continuăm discuția asta totuși cu niște detalii tehnice despre motoarele astea de Mercedes, care sunt
de interes în perioada asta. Cred, nu mai știu, cred că am făcut deja un podcast despre OM654, adică dieselul. Hai să-l includ și aici, să fie o discuție liberă, așa că dacă vreți să aflați detalii suplimentare despre motoarele Mercedes, rămâneți alături de mine în acest podcast. Cum îi spune? Mercedes a axat foarte mult timp pe 4 cilindri, de mult timp făcea chestia asta și a avut motoare vechi de pe vremuri care se întâmplau de până anii 80, cam așa. Am mai descris eu un episod, de fapt, despre dieselurile Mercedes, toate dieselurile făcute vreodată de către Mercedes. A fost un episod interesant și documentat, am avut un script așa făcut, ca să pot să îmi structurez ideile. Iar pe parte de benzină, faimoasele lor motoare au fost aspiratele de 1.8, cu interval de cilindre între 1.8 și 2.3, cam așa, care ulterior s-au transformat în variante cu compresor. Acele motorizări, să le spunem moderne, se numeau M271 și M271 a avut niște tranziții interesante, pentru că inițial a fost cu compresor de tip Roots, adică două spaghete de alea care se rotesc una în alta, și erau acele modele clasice de pe W203, nu știu, E-clasul W211, au fost și modele anterioare de compresor cu cilindree mai mare, M111 parcă se numea ăla, care era de exemplu pe primul CLK. Dar în esență erau niște motoare cu injecție multipunct și compresor de supraalimentare mecanică, antrenat de parte de curea. M271 a suferit o transformare la un moment dat și a trecut în primă fază la scădere de cilindree, de la 1.8 a ajuns la 1.6. A păstrat puterea, specificațiile, și erau în general 1.6, erau pentru variantele astea 180 și 200, și 1.8 rămăseseră pentru variantele 220, care erau mai puternice. Deja 230-urile deveniseră V6, sau erau, mă rog, 6 în linie pe modele mai vechi. Și asta a fost prima dată reducerea. După aia, din motive de eficiență, au trecut pe turbo și se numeau tot M271, însă codul diferă, pentru că, de exemplu, în germană, turbina este turbolader și compresor, nu mai țin minte exact cum se numește, dar codificarea lor este KE pentru cele cu compresor, adică K e compresor și E este Einspritzung, injecție, iar cu turbină este de obicei DE, și asta pentru că D-ul vine de la injecție directă, adică direct Einspritzung, de asta e DE. Motoarele cu E sunt multipunct, DE-urile sunt injecție directă, și M271 a trecut pe turbină cu injecție directă. S-a numit în continuare tot M271 și din nou au fost variante de 1.8 și variante de 1.6. W204 C-clasul, de exemplu, au avut variante de 1.8 și după aia 1.6 pentru iterațiile alea C180, C200, C220 compresor. Și acest motor după aia a fost transformat în niște variante duble, pentru că pe vremurile alea, când era M271, Mercedes nu monta aceste motoare transversale, monta doar longitudinal și era o singură familie. Mai existau unele care se numeau M266 și care au fost pe A-class, dar ăla era un motor total diferit, n-avea treabă cu longitudinalul, era și înclinat spre înainte la vreo 65 de grade, și a apărut seria M270, care era cu montare transversală, și M274 cu montare longitudinală. Întotdeauna la Mercedes, când vedeți cifra 4 în coadă, înseamnă că este un model de 4 cilindri în linie, care este montat longitudinal. Când vedeți cifra 0, este de obicei un model de 4 cilindri în linie montat transversal. Și M270 ăsta sau M274 sunt o evoluție a celor cu compresor. Au deja doar injecție directă și sistem cu supraalimentare cu turbina și ele cumva au fost destul de longevive. Au și arbori de echilibrare, au și tot felul de variante din astea de supraalimentare. Puterile se duceau pe la vreo 221 de cai, dacă mi-aduc bine aminte. Am prezentat și eu un asemenea motor pe E-clasul 213-300E, acela plug-in hybrid. Și un motor care a avut câteva mici problemuțe, cum ar fi, de exemplu, uzura accentuată a arborelui cu came de evacuare, un pic de consum de ulei, însă rafina niște chestiuni de injecție. Au reușit să controleze la el partea de
injecție prin sistemul Chemtronic, adică două profile de supape și supraalimentarea, felul cum injecția funcționa, permitea să semene cu un diesel, adică trecea pe un profil de supape cu deschidere în așa fel încât să poți să controlezi motorul din injecție, nu din clapeta de accelerație, era mai eficient și așa mai departe. Și după aia s-a trecut pe un avans suplimentar, care e un motor ce se află și pe această mașină și el se numește corespunzător M260 pentru montare transversală, așa cum are acest GLB, și M264 pentru montare longitudinală. Deja am făcut o prezentare detaliată în episodul acestei mașini, în prezentarea detaliată, numai că o să reiau și acum. M260, de exemplu, a trecut, am uitat să spun de fapt că M270 și 274 au variante de 1.6 și de 2.0. Variantele de 1.6 au sistemul Chemtronic și echipează, de exemplu, modele precum cele au 180 benzină, iar cele de 2 litri sunt în variantă mai puternică și au arbor de echilibrare, alea mici nu au și nu au sistemul Chemtronic. M260-264 au pus Chemtronic ăsta cu supapele cu adâncime variabilă, profile diferite pe toate cilindrele, deși 1.6 și 2 litri. Au rafinat injecția, au injectoare cu sistem piezoelectric, injector montat central, turbine simplu scroll când e montat transversal în puteri de până la 224 de cai, cel de 306 cai are turbină twin scroll, iar pe longitudinal toate au turbină twin scroll. Și se duc până la 299 de cai în montare longitudinală. Interesantă, chestia asta e doar o vorbă de setare. Și mai sunt niște diferențe pentru că M260 a căpătat sisteme mild hybrid, însă doar pe iterațiile pe longitudinală, adică pe M264. Și asta înseamnă că sunt niște diferențe tehnice între motorizări. De exemplu, pompa de apă pe longitudinal și cu sistem mild hybrid este electrică. Pe longitudinal, fără mild hybrid și pe toate transversalele, este pompă mecanică. Pe urmă, sistemele cu mild hybrid au și un charger cooler, adică intercoolerul este cu lichid, nu mai este în partea din bară. Și asta înseamnă că sunt niște configurații diferite. Am observat că 1.6 este rezervat 1.5 de fapt, pentru că ele sunt împărțite, sunt făcute modular și M260-264 au variante de 1.5 și 2.0. De fapt, 1.5 este rezervat doar celui longitudinal M264, iar cele de 2.0 sunt transversal sau longitudinal. Și există aceste diferențe constructive, deci cumva cele pe longitudinal sunt făcute să fie mai oarecum mai puternice, general mai eficiente, pentru că echipează mașinile mai grele, adică C-clasul, E-clasul au ajuns chiar și pe SUV-uri și sunt mașini care sunt premium și au nevoie de putere, adică de exemplu cea mai puternică variantă de M264 ar fi urmat să aibă 272 de cai, dar din motiv de emisii le-au făcut undeva la 265 parcă. Și e un motor care a înlocuit vechile V6-uri M272, adică de exemplu un GLE 350 benzină, are un motor de 2 litri și puterea de 265 de cai. Nu un 3 litri V6 sau 3.5 V6 cât erau în trecut aspirate. Și da, sunt niște motoare care se privesc interesant dacă te uiți la ele. Construcția lor internă este interesantă pentru că nu au nano slide, au cămăși de oțel și asta înseamnă că vor putea fi reconstruite și au formă de trompetă a cămășilor, adică suportă niște dilatații mari și este un motor care funcționează rece, în ideea în care termostatul deschide de vreme pe la 87 de grade, nu la 117, cât e la un motor turbo din ăsta modern, deci uleiul e mai rezistent în ele. Însă după 2 ani, pe longitudinal le-au înlocuit. Acum M260 este singurul care mai există. M264 a început să fie înlocuit cu M254, care are doar variantă longitudinală. Nu există M250, așa că 260 a rămas pentru clasa A, clasa B, GLA, GLB, astea care sunt cu transversal compactele. Iar M254 este un motor de generație complet nouă, care a apărut acum în 2019-2020, este o motorizare care derivă din M256, din acel faimos 6 cilindri în linie. Știm cu toții că Mercedes a trecut pe 6 în linie din nou.
pe motoarele benzină M256 și pe diesel OM656. Aceste motoare au fost trecute din nou pe sistem 6 linie, nu pentru nostalgia vremurilor de altă dată, că apropo Mercedes, sau când spui 6 în linie te gândești la BMW, însă realmente Mercedes este firma care are o tradiție mult mai mare în 6 în linie față de BMW. A făcut de-a lungul timpului multe motoare 6 în linie interesante, ultimul din alea de Corazon a fost M104. De 3 litri se ducea până la 3.6 în variantele de AMG, un motor cu un sunet deosebit pe care l-am prezentat pe W124. Însă era un motor foarte mare și greu. Peste 200 de kilograme, e cât o masă din bucătărie, nu mai poți să pui în capote așa ceva că nu încape. Și atunci motoarele moderne de 6 cilindri în linie sunt under square, adică au alezajul mult mai mic decât cursa și sunt foarte compacte, distanța dintre cilindri este mai mică și per total un 6 cilindri în linie de 3 litri modern este mai compact decât era în trecut un 2 litri 4 în linie. Modularitatea însă este cheia, pentru că la fel ca la alți producători, un 6 în linie este un 4 în linie cu încă 2 cilindri. Un 4 în linie este un 3 în linie cu încă un cilindru și toate folosesc aceleași pistoane, aceleași tip de cămăși, aceleași pompe de ulei, biele, arborii sunt adaptați pentru asta, injectoarele sunt la fel, e un Lego practic. Și atunci M254 a apărut ulterior lui M256 și folosește aceeași tehnică interesantă, în sensul în care toate sunt mild hybrid și aici trebuie să fac o paralelă cu ce a fost înainte. Motoarele M264 au devenit... au sistem mild hybrid cu belt starter generator, adică acel alternator de maror se află pe cureaua de accesorii, nu pe volantă. La M254 au trecut pe volantă, însă sunt anumite variante de motoare plug-in hybrid, care sunt pe variantele astea M264 și M271, pentru că în general pe plug-in hibride se folosesc motoarele cu o generație mai veche. Și Volkswagen face chestia asta, la Tiguan e-hybrid se folosește un 1.4 TSI, nu 1.5 TSI, pentru că e probat, e mai vechi, are, e, să zicem așa, trecut prin viață mai mult. Și acolo motorul electric este în zona cutiei de viteze. La M254 au migrat alternatorul pe volantă. Și asta înseamnă că ai alternator de maror, ăla poate să și pornească motorul și poate să și producă curent pe 48 V. Mașinile au sistem complet electric pe 48 V ca sistem principal și cel secundar pentru faruri, geamuri, bord și așa mai departe este pe 12 V, dar în prezent se pare că nici nu vor mai folosi baterii pe 12 V, ci strict pe 48. Și mild hibridizarea asta este făcută interesant pentru că acel motoraj pe volantă, pe niște variante mai noi, a fost mutat în cutie ca să fie mai ușor de făcut mild hybrid, hybrid și plug-in hybrid, să nu mai trebuiască să schimbi componentele, doar înlocuiești tipul de motor care se montează în aceeași poziție. Așa că practic un motor din ăla nu va putea să pornească fără cutia de viteze, nu mai are deloc de maror. Altă chestie interesantă la M254 este că nu are deloc curea de accesorii. Compresorul de aer condiționat, pompa de apă, servodirecția sunt complet electrice, așa că nu mai ai nevoie de curea de accesorii, nu mai ai întinzător, nu mai ai role, nu mai ai probleme din punctul meu de vedere și se știe că în general cureaua de accesorii poate să fie o piesă destul de scumpă. Și totodată motoarele au pe anumite variante și compresorul electric de la BorgWarner e-booster pe 48 V, adică acel alternator generator de maror, cum îi zice, varsă curent într-o baterie de 48 V și de acolo acel curent poate fi folosit fie să asiste motorul termic în plecări de pe loc, poate să oprească motorul termic și să meargă în sistemul ăla coasting, să deconecteze cutia și, foarte important, poate pentru vreo 30 de secunde să alimenteze acel compresor electric care produce în jur de 45 de cai prin supraalimentarea cu aer comprimat direct în traseul de admisie. Este un sistem folosit și de cei de la Fiat Chrysler Automotive pe modelele de la Maserati, Maserati Ghibli și cu Levante Hybrid, care au exact același sistem, doar că e calibra puțin diferit pe parte de putere. Și acest motor electric dă un boost de putere. El oricum asistă, de exemplu, la plecări, la anumite demaraje de jos, elimină turbolagul. Deci foarte interesantă chestiunea asta. Au și sistem Camtronic.
Au niște turbine interesante care sunt un twin scroll puțin adaptat, au altă poziție pe partea asta și în curând vor fi echipate cu un sistem interesant de turbo hibrid, însă pe variantele mai sportive, cum ar fi de exemplu M139, care e un motor de AMG și este o tehnologie preluată din Formula 1, unde între turbină care este partea fierbinte și compresor care este partea rece a unei turbosuflante, pe axul respectiv se montează un motoraș electric care are vreo 4 kg și este izolat termic foarte bine, ce poate să antreneze electric axul turbinei și asta înseamnă că nu ai turbolag și de asemenea după ce turbina intră în drepturile termodinamice, să spun așa, gazul antrenează palele turbinei și rotește acel motor electric și produce curent. Tot 48V care se varsă în sistemul ăsta mild hybrid și o să fie și niște chestii interesante pe AMG-urile noi. Dar trebuie menționat că fiecare din aceste motoare despre care am vorbit, în afară de M254 momentan, au o variantă foarte puternică care este făcută la Falterbach, la AMG. De exemplu, M274 sau M270, mai corect, cel transversal, are o variantă numită M133, care este pe A-clasul 45 AMG generația anterioară, care dezvoltă 360 sau 381 de cai în variantă mai puternică și este un motor care are turbina în față și admisia în spate. E bazat pe M270, doar că sunt niște modificări ample de compresie, de pistoane, de structură, de răcire care charger cooler, iar M260 are varianta M139, care este un motor M133 îmbunătățit, în sensul în care are chiulasa rotită invers la 180 de grade, deci turbina se află în spate și admisia în față, are o turbină twin scroll de generație mai nouă, injecția directă a fost recalibrată, nuanțe de genul ăsta și produce între 381 și 420 de cai în funcție de variantă. Cred că la ora actuală este cel mai puternic motor cai pe litru, ca raport din astea supraalimentate, având 100, nu mai știu cât vine pe litru, 110, 115 cai pe litru, ceva de genul. Sau cel puțin la momentul apariției deține acest record. Și M254 încă nu are o variantă sportivă pentru că M139 încă e în drepturi și a fost optimizat și el corespunzător. Cam astea ar fi motoarele de 4 cilindri în linie, cel puțin pe benzină de la producătorul Stelei cu 3 colțuri. Și acum m-am dumirit și eu în timp ce vorbesc de ce testerul de la Mercedes se numește Star. Pentru că marca are această emblemă care este evident o stea. Și Star, mă rog, Star Alliance e partea de avioane, n-are legătură cu Daimler în vreun fel. Iar Star Transmissions, de exemplu, care este cea cu partea cu cutiile de viteză. Apropo de cutii de viteză, interesant, Mercedes nu are la DCT-uri ax de marșarier, ci folosește unele din combinațiile de viteze din cutie, adică ția, de exemplu, nu știu, treapta a doua cu a șasea și le rotește invers, prin faptul că are un fel de sistem planetar care inversează rotația, deci economie de spațiu. Iar acum aș putea să fac o paranteză la partea asta de motoare diesel. Nu o să mai intru în detaliile trecutului, ideea în care cred că știți cu toții motoarele astea faimoase 4, 5 și 6 în linie care erau modulare, am mai vorbit despre ele într-un episod, adică OM600 1.602.603 care erau 4-5-6 în linie cu câte două supape pe cilindru și aspirate natural supraalimentate, pe urmă au venit variantele cu 4 supape pe cilindru, tot așa. 4, 5 și 6 în linie, adică litraje de 2, 2,5 și 3, numite OM603, nu, 604, 605 și 606. Și pe urmă au venit direct variantele cu camera rail, pentru că Mercedes nu a folosit pe mașinile de pasager pompele astea rotative, Fairlight, cum se numesc ele, sau VEVP de la Bosch, și a trecut direct pe camera rail. Și așa au apărut motoarele 611, 612 și 613, care au fost primele cu camera rail de litraj din ăsta, mă rog, 4, 5 și 6 în linie. Și ele au fost înlocuite de variantele mai moderne 646, 647, 648. Iar 646 a avut varianta Evo, care a înlocuit 647 și 648 în puterile astea mai domoale.
iar 648-6 în linie a fost înlocuit de 642-ul V6 în iterația aia de 204 cai, care era mai slabă un pic față de 250 și 265, cea mai puternică. Și pe urmă a apărut OM651, care este un motor cu distribuția la spate, primul dintre ele, cu câteva mici probleme dacă nu întrețin-o corect, problema aia cu injectoarele Delphi versus piezo versus solenoid, și pe urmă au trecut și pe Bosch, la fel cum și OM646 a avut injectoare Bosch, iar la facelift, la Evo, care a fost montat pe W204 la început, a avut injectoare piezo de la Delphi. Nu, mint, erau solenoid, dar erau Delphi, nu erau Bosch. Iar OM651 a fost înlocuit de motorul care se află și pe o variantă a acestei mașini, respectiv OM654. El însă are două variante. 654 este cu montaj longitudinal și nu l-au făcut 650 ca denumire pentru montaj transversal, ci au pus un Q în coadă, care înseamnă quer. În germană, quer înseamnă transversal, de alatul. Și de asta OM654Q echipează genul ăsta de mașini. Are 2 litri sau variante de 1.6, pentru că în trecut Mercedes a folosit, de exemplu, pe C-clasul W205, un motor de proveniență Renault, care de fapt a fost dezvoltat împreună cu cei de la Nissan, în ideea în care a venit cu corespondența asta pe mașinile franceze, mașinile nemțești și japoneze, folosesc tehnică similară. Și acela se numea OM626, adică era 1.6 DCI-ul de 116 sau 136 de cai, C180D, C200D, între anii 2016 și 2018. Acel motor, foarte bun de altfel, a rămas păstrat pentru Vito, de exemplu, în variante de 1.6 sau de 1.7, dar pe mașini de pasageri și-au făcut 654 de 1.6. O variantă de 158 de cai, de exemplu, care apare pe E-clasul 200D. Am prezentat și eu un asemenea model de prin 2019, cam așa. Iar varianta de putere mai mare este de 2 litri. Acum, în prezent, pe GLB, de exemplu, sunt doar variante de 2 litri. Și este interesant de observat la ele că au o turbină sau două turbine, toate folosesc charger cooler, injecție directă a ajuns până la 2700 de bari, tot așa distribuția la spate, dar este reproiectată, nu mai are pinioane plus 7 pinioane plus lanț, cum este la OM651, ci are două lanțuri, care antrenează pompă de înalte plus vacuum tandem, pompă de ulei și distribuția. Și momentan e un motor reușit, înțeleg că a avut niște rechemări pe niște probleme care cu risc de incendiu, dar e ceva ce Mercedes și-a asumat, au înlocuit, e tot în regulă. Și un motor care dezvoltă între aproximativ, cred că cel mai puțin are 95 sau 116 cai, nu mai știu exact cifra, și cele mai puternice au 265 de cai și 500 de Nm parcă. Adică ele au înlocuit OM642-ul V6, foarte interesante, și mie mi se par niște motoare bune, adică sunt silențioase, sunt versatile pentru că folosesc două turbine. Interesant că pe Vito le vezi cu turbine din astea mari, care au și setare slabă de putere. Adică vezi motoare de 136 de cai care au două turbine, dar vezi și motoare de 204 cai, de exemplu, care au, nu, 197 de cai, pardon, care au sistem din ăsta cu o singură turbină. Și au fost și ele mai hibridizate. Există o variantă care are 1993 de centimetri cub, 1950, și care se numește OM654M de la Mild Hybrid și echipează în mod special E-clasul W213-300D-ul, parcă, sau 350D-ul, nu mai știu exact iterația. Adică e un motor care dezvoltă putere maximală și are și sistemul ăsta cu demarorul alternator, care însă la situația asta este pe curea. Știu că a fost mutat și la el pe volant. Există și versiuni plug-in hybrid de pe variantele astea de C și E-Class. Și cam asta ar fi în linii mari. E un motor versatil, oricum cred că am vorbit deja foarte mult. Nu știu pe cât ți-a interesat chestia asta, dar mi-a făcut plăcere să trec în revistă toate aceste coduri. Sper că v-a plăcut prezentarea asta. Oricum am încercat în intro să descriu fix mașina asta pe care o conduc. Și mi se pare că este esența, adică cine a vrut să afle informații despre ceea ce vede în imagine a aflat în primele 7 minute, restul a fost o discuție tehnică. Și chiar mai am o mențiune de făcut, o chestie foarte interesantă, și anume că OM654 are o turbină care
are două trasee, adică e twin scroll, dar ele sunt unul în altul, nu unul lângă altul. Deci au optimizat puțin funcționarea lor. Ăștia de la Garrett Park au făcut pentru Cadillac cu CT4V, un motor de 2.7, mă rog, motorul e al lui General Motors, dar au montat o turbină care se numește dual volut, adică scrollurile alea nu sunt unul lângă altul, ci sunt unul în completarea celuilalt. Exact cum e desenul ăla de Ying și Yang, cu pata aia albă și neagră, stil ochii de panda. Acolo vedem termostatul românesc, un sprinter cu carton pe radiator. Aș face o glumă să vând pe site sau pe OLX, să pun Ber, firma asta, BHR, scris așa pe un carton, termostat pentru iarnă. Să-l vinzi cu 350 de lei, cu cât o fi unul normal. Da, revenind la motoarele noastre, e interesant de văzut toată partea asta cu detaliile tehnice, cum evoluează firmele astea și cum, de fapt, toate firmele astea conlucrează ca să scoată tot felul de piese interesante și tehnologii noi, care, în esență, sunt testate pe aceste motorizări și de-aia uneori e greu să faci un motor care să fie 100% fiabil, pentru că totul e externalizat, adică turbinele astea sunt făcute de alte firme decât producătorul motorului. Sunt testate, dar nu cred că poți să testezi toate și toate și toate situațiile și statistic există 1% acolo care mai are anumite situații. Dar important e ca oamenii să-și facă rechemările și să facă totul ok. Închei prezentarea asta cu un consum spurcat urban de 14%, uite, este în scădere. Ați văzut cum era traficul, deci toată discuția asta, am resetat computerul la inițierea filmului și mi se pare că e totul normal, adică la un asemenea trafic, chiar și un diesel îți ia. Eu am mers cu Mercedes diesel cu cutie 7 G-tronic, un W204 și am avut 12,7%. Sincer, măcar asta nu are EGR-uri și chinuiel din astea, dar e un consum normal. Asta a fost filmarea, sper că v-a plăcut. Haideți în zona de comentarii, nu știu, n-are un scop filmul ăsta să anunțe o anumită tehnologie de motor, a fost pur și simplu o discuție lejeră despre multe coduri, numere, litere, cifre. La revedere!